Biserica de lemn din Parcul Iore din București a fost găsită vandalizată. Mai multe icoane pictate pe sticlă de pe peretele exterior din pridvor au fost mâzgălite cu spray roz cu diverse inscripții. Patriarhia Română a catalogat actele de vandalism drept un exemplu strident dintr-un lung șir de acte violente dictate și întreținute de o hidoasă ideologie. Cineva a intrat în curtea bisericii și a desenat pe pereții, pe peretele din față și pe peretele lateral simboluri LGBT, simboluri naziste, simboluri Antifa, fel de fel de inscripții de felul ăsta. Biserica e un loc pașnic, un loc de rugăciune, de comuniune și regretăm cele ce s-a întâmplat. Biserica de lemn, Pogorârea Sfântului Duh, a fost construită după modelul bisericilor de tip maramureșan. A fost sfințită în anul 1994. Poliția Capitalei a deschis o anchetă pentru identificarea celor care au vandalizat lăcașul de cult. Din comunitatea bisericii fac parte aproximativ 1500 de familii din cartierul Titan. Spuneți-mi cum vi s-a părut acest gest, comportament? Strigător la cer, nepotrivit Bisericii Ortodoxe Române. Este un... Mă gândesc că această grupare, ca să se facă mult mai cunoscută, a ales acest punct. Din păcate, nu ar fi trebuit să facă așa ceva, deoarece aici este un locaș sfânt, un loc de rugăciune, de închinăciune, un loc de reculegere sufletească. Am filmat când a ridicat turnul metalic aici. Am contribuit la biserica asta, am vorba aia, participat cu sufletul la ea. Au impresia că fac parte dintr-un movement, care acest movement ar trebui să fie pașnic, dar ce au făcut ei aici nu e absolut deloc pașnic. La fața locului s-a prezentat și un consilier din primăria sectorului 3. Mi-a spus că nu este luminată această alee, tocmai de aceea vă spun că săptămâna viitoare avem o ședință de Consiliu Local la sectorul 3 și vom face anumite interpelări, dar de ce să nu putem, în situația în care bugetul o permite al sectorului 3, de ce să nu putem să punem poliția locală să fie la fiecare biserică, pentru că, repet, sunt valorile poporului român. Nu toată lumea este convinsă de autenticitatea vandalizării, unele voci lăsând loc ipotezei unei înscenări care ar intenționa să genereze ură și revoltă la adresa celor implicați în activism social.